Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Câți dintre dumneavoastră ați avut ocazii în care ați ignorat anumite avertizări? Mi-aduc aminte de multe ori când eram copil și nu doar, că am ignorat anumite sfaturi și anumite avertizări. Și din cauza asta am avut foarte mult de suferit. Am avut ocazii în care n-am ascultat de ceea ce îmi spuneau cei mai mari și am avut foarte multe de, de pătimit. Una dintre ocaziile acelea în care am ignorat sfatul părinților a fost când mama mi-a spus să nu alerg pe stradă atunci când mă duc la vecini să cumpăr lapte. Veniseră vecini de la țară și aduseseră lapte proaspăt. În vremea aia nu era, știți cum era, cu rațiile, la lapte, la carne, la pâine, la toate cele. Și ne-au transmis, vedeți că am adus lapte de la țară și m-a trimis mama să cumpăr 2 litri de lapte. Atunci laptele se dădea în sticle din acelea cu gură mare, da, lată, groase. Și eu am zis, a, când vin de la vecina, o iau la fugă spre casă cu o plasă cu 2 litri de lapte, erau două sticle de un litru. Bineînțeles că fiind pe stradă asfalt spart, cu gropi, cu tot ceea ce înseamnă un asfalt sfărmițat, N-am ascultat uh, sfatul mamei, m-am împiedicat, am căzut și de atunci până acum m-am ales cu un semn pe viață. Poate dacă colegii pot să dea un detaliu la, la mâna aceasta, observați cum se mișcă și degetul, uh, și aici mi-a rămas o, o, cicatrice de toată frumusețea, pe care o am, uh, o am de când eram în perioada copilăriei. Și îmi voi aduce aminte Toată viața, observați că și tendonul a fost un pic afectat sau un cartilaj acolo, că am o, o anumită mobilitate la deget, și aici a rămas o cicatrice pe viață. O avertizare ignorată. Nu fugi pe stradă, ai să te împiedici. Am venit acasă, bineînțeles, plin de sânge. Mama m-a dus repede la cadă, m-a spălat, m-a bandajat, m-a dus la uh, spital am, am fost un pic uh, operat, da, câteva copci acolo ca să, să fie tot în regulă Și mi-a rămas un semn pe viață Mi-aduc aminte toată viața de evenimentul acesta Bineînțeles, mai am și alte semne de bună purtare Unele dintre ele... Mi-au rămas așa cu plăcere în suflet, altele sunt eșecuri pe care le-am suferit din cauza faptului că nu i-am ascultat pe cei care erau mai versați și mai experimentați în anumite domenii, și a trebuit să dau cu capul de anumite situații ca să învăț lecțiile de viață. Dumnezeu, în cuvântul său, ne-a transmis multe avertizări. În istoria mântuirii Dumnezeu transmite anumite avertizări poporului său care de cele mai multe ori nu a ascultat și nu a ținut seama. Noi le citim, începem să judecăm pe evrei, pe poporul lui Dumnezeu și să spunem, vai ce neascultători, vai ce apostaziați, vai ce oameni tari de urechi și de cap și cât de... Reticenți au fost la ceea ce înseamnă avertizările lui Dumnezeu. Le-a trimis atâția profecii, tot nu și-au dat seama, domnule, că vine Mesia, că se naște că... și l-au respins. Și noi suntem judecătorii lor. Însă, dacă ne uităm și dăm la o parte coaja aceasta creștină, coaja bisericească, bisericismul, regulile, dogmele, tot, 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 tot și ajungem la esență. Ne dăm seama că suntem exact la fel, dacă nu chiar mai răi decât ei. Și aș vrea să intrăm un pic în miezul discuției din seara aceasta, în tainele lui Dumnezeu, ca să vedem că, de fapt, Esența este aceeași. În cartea lui Ezechiel, la, începând la capitolul 1 și în continuare, sunt trimise niște avertizări de către Dumnezeu, poporului său. Ezechiel a fost unul dintre prorocii exilici, care a transmis mesajele din partea lui Dumnezeu, care i-a avertizat până când nu s-a dărâmat Templul că Dumnezeu are ochii aținti spre poporul său, că Dumnezeu vrea ca poporul să se întoarcă, că Dumnezeu vrea ca să aibă loc o pocăință. Dar poporul a fost tare de urechi, poporul a fost cât se poate de îndărădnic, cât se poate de refractar la ceea ce a transmis Dumnezeu. Încă din capitolul 1 vine slava Domnului într-un mod ciudat Sub forma unor roți de foc în care erau niște heruvimi, erau niște aripi pe acolo, se învârteau în toate direcțiile și slava Domnului vine val vârtej spre locașul lui Dumnezeu. Ezechiel se uită zăpăcit la, la toată scena aceasta, nu pricepe nimic și în cuvintele pe care le-a putut găsi la îndemână, ca să descrie această lucrare a lui Dumnezeu, această slavă a lui Dumnezeu, ne-a transmis și nouă câte ceva. Sunt convins că poate dacă trăia în zilele noastre o asemăna cu o navă spațială sau eu știu, cu un OZN sau cu alte corpuri de felul acesta, însă el a găsit forma aceasta de prezentare. Niște roți de foc, niște heruvimi în mijlocul lor, se învârteau în toate direcțiile, aripi, și așa mai departe. Atât a putut să înțeleagă. Dar ideea este că în tot ceea ce a trăit și a văzut era vorba despre o teofanie, despre descoperirea Slavei lui Dumnezeu, care vine și se așează în Șecina, în Templul lui Dumnezeu. Vine cu viteză pentru a face judecata poporului. Slava Domnului vine ca să facă judecata poporului. Slava Domnului vine acolo, în locașul lui Dumnezeu, ca să aibă loc o curățire. În pasajele care urmează, Ezechiel trece prin tot felul de stări și Dumnezeu face să, să treacă prin tot felul de situații ciudate. Ba, îi spune, uite, ia niște cărămizi, zidește într-un fel, tundeți părul, barba, cântărește-le, măsoarele în trei părți. Îi spune să facă tot felul de lucruri ciudate, un fel de teatru din care el să facă parte. Culcă-te o anumită perioadă de timp o parte, după aia întoarce-te pe altă parte și transmite mesajul din partea mea. Tot am stat să mă întreb de ce a cerut Dumnezeu lucruri atât de ciudate lui Ezechiel. Stranii la un moment dat. Pentru că Dumnezeu a vrut ca Ezechiel să facă parte din mesaj. Este una să transmiți un mesaj din vârful limbii, într-un spirit academic, neimplicat, nu te doare cu nimic mesajul respectiv, nu te afectează cu nimic, nu trăiești mesajul acela, te gândești tu, mă ce predică să mai zic și eu la oamenii ăștia. Hai să mă gândesc, văd un subiect în ziar, văd unul pe internet, mă mai scarpin după urechi și mă gândesc, A, parcă m-am gândit, eu am citit o carte și... Gata, imediat am făcut o predică. Nu, nu despre asta este vorba, ci este vorba despre un mesaj care vine din partea lui Dumnezeu pentru un popor de îndărădnici, pentru un popor care era plin de, de ostilitate față de ceea ce putea să spună Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu îl trece pe profet prin toate stările acestea și îl pune să facă lucruri ciudate, să pună în dramă tot ceea ce trebuia să transmită pentru ca doar, doar se va trezi cineva. Și pentru ca Profetul să se identifice cu mesajul. Din ce în ce mai rar o să vedeți păstori și oameni care predică Evanghelia, care se identifică cu acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Să se identifice aproape visceral, organic, să simtă durerea, să simtă foamea, să simtă. Ceea ce simte Dumnezeu. Foarte puțin. Foarte puțin. Știți de ce? Pentru că majoritatea dintre noi am ajuns, atât păstori cât și credincioși, am ajuns într-o zonă de confort, într-o zonă în care mai nimic și nimeni nu ne poate mișca. Suntem în democrație, deocamdată în țară nu este război, a, este criză financiară, dar de mâncat avem ce mânca și. E un confort la majoritatea dintre noi care ne face să fim foarte relaxați cu privire la toate avertizările lui Dumnezeu. Și orice. Orice tensiune, orice disonanță care apare în spectrul acesta al mesajelor din partea lui Dumnezeu este imediat interpretat, redus la, la absurd, explicat în toate felurile, trecut prin toate filtrele exegetice și până la urmă nedomesticim. Însă, Dumnezeu... Le transmite celor din poporul său niște mesaje și începe prima dată cu pregătirea profetului. Și spune așa în, în capitolul 2, după ce în capitolul 1 avem acea prezentare a Slavei lui Dumnezeu care vine în mijlocul lui Israel. Dumnezeu îi vorbește și îi spune: Fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Versetul 4. Da, copiii aceștia la care te trimiți sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt o casă de îndărădnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Observați motivația? Nu este motivația de rating. Nu este motivația uh, să cauți adepți. Așa cum este la majoritatea dintre noi, aceia care predicăm evanghelia sau în biserică, să avem cât mai mulți adepți. Dumnezeu pleacă de la o cu totul și cu totul altă paradigmă, de la o cu totul și cu totul altă perspectivă. Dute și spune-le adevărul, ca să știe că este un proroc în mijlocul lor, să știe care este adevărul. Dacă te vor asculta bine, dacă nu te vor asculta, nu compromite adevărul, numai ca să câștigi mai mulți oameni lângă tine, mai mulți bani, mai multe avantaje. Ce diferență? Ce diferență între ceea ce este astăzi în creștinism, în toate bisericile, fără nicio excepție? Țineți minte lucrul ăsta. Am încercat să, să sap un pic, să văd, în mai multe biserici. Ce se ascunde, de fapt, în spate? Și nu am nimic cu nicio biserică în sine. Dar, știți ce am constatat? Că peste tot miroase a securism și a alte cele, și a alte servicii, și servicii, și uh, am zis, păi, dacă despre asta este vorba, dacă tu predici și ții iei salarul și din altă parte, dacă tu predici doar pentru rating, dacă tu predici doar pentru avantaje, atunci înseamnă că ești pe o cale greșită. Și mă uit aici la prorocul lui Dumnezeu, care spune, care, căruia îi spune Dumnezeu, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt o casă de îndărătnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc tu fiu al omului, să nu te tem de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor. Și măcar că ei sunt niște îndărădnici, niște mărăcini și spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, fiți atenți și apelative folosește Dumnezeu, dacă le-aș folosi eu zice, asta e prea dur, știți, Evanghelia aia pe prin care să nu supărăm pe nimeni, dacă se poate nici pe diavolul. Să folosești atât de frumos frazele și introduce și punctul 1 și punctul 2 și punctul 3. În felul ăsta să nu deranjezi pe nimeni. Să fii palid la față, să vorbești dacă se poate nici să nu te auzi în microfon, să ai acea manieră duhovnicească tot timpul, să ai 3, 4, 5 citate din Scriptură și 5 făgăduințe și nu cumva să ridici tonul că ți-ai pierdut aura duhovnicească. Abureli, abureli. Dacă citiți mesajele profeților, o să vedeți că sunt foarte contundente, sunt foarte dure în anumite aspecte. Da, au și Evanghelie în ele, însă unde e sabie, e sabietată. Nu mai pili și nu mai căuta să faci din ea o jucărie prin care să nu deranjezi pe nimeni. Nu. Sunt niște spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te înspăimânta de fețele lor în cruntație care se uite la tine de parcă te-ar mânca în dinți și atunci te putea omora și cu pietroaie. Acum se uite așa scâși la tine și încep să, să se roșească așa, să le crească tensiunea și zahărul. Și când te uiți să le predi, stai să te gândești, ori schimbi discursul, ori stau să nu-i supăr, ori încerci să o trec cumva. Și să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt niște îndărădnici. Tu însă fiul omului ascultă ce spun, nu fiind îndrădnic, ca această casă de îndărădnici. Deschideți gura și mănâncă ce-ți voi da. M-am uitat și iată că o mână era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era deschisă, era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise, fiți atenți, bocete, plânsete și gemete. Bocete, plângeri și gemete. Nimic distractiv, nimic fan. Nimic care să te facă să fii vesel, să fii veșnic permanent, să fii tot timpul pozitiv. Pentru că asta se caută foarte mult. Nu prea seamănă mesajele astea ale lui Dumnezeu cu ceea ce am fost noi obișnuiți în ultimele zeci, hai să zic, de ani. Da, deja sunt vreo 30, de când mesajele lui Dumnezeu au început să se tot îndulcească. Și nu aș vrea să credeți că sunt adeptul acelor încruntați, bătuți în cap, care iau și ei trei texte din Scriptură, fac reguli de fier și pun jugul pe spatele oamenilor și dau cu biciul, asta e calea lui Dumnezeu. Nu despre asta vorbim ci despre a te teme de Dumnezeu. Asta este cea mai importantă problemă care trebuie să ne frământe. Mă uitam pe un forum, pe, pe internet, pe rețele de socializare și erau unii atât de frământați cât de mult trebuie să-și acopere capul femeia. Pe bune! Asta ne doare pe noi mintea. Și dezbateri, și comentarii. Stai să vezi că textul zice așa și pe dincolo în loc să te preocupe starea inimii tale, dacă te temi sau nu de Dumnezeu, dacă ești sau nu al lui Dumnezeu, dacă ai acel fior în tine în momentul în care te apropii de Dumnezeu. Am mâncat cărticica și spune că în gură lui a fost dulce ca mierea. Și apoi primește porunca din partea lui Dumnezeu, du-te și vorbește-le, du-te și predică-le. Și îl avertizează Dumnezeu în versetul 7, să nu te aștepți să fie rating acolo. Să nu te aștepți să te strângă în brațe, să nu te aștepți să ai bani și cecuri și sponsorizări. Nu, uită toate astea. Versetul 7, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Câți dintre noi am îmbrățișa o astfel de misiune, o astfel de lucrare, în care nu te îmbrățișează nimeni, în care ești pe punctul de a fi omorât cu pietre, ești pe punctul de a fi privit cu multă ură și ostilitate. Mi-e drag când îi văd pe unii evangeliști pe care îi cheamă Domnul numai în zonele astea exotice. Prin America, prin America de Sud, prin uh, zonele astea unde uh, e distracția la ea acasă și banii doldora. Eram în uh, seminar la misiologie, un curs pe care îl făceam în. Uh, în perioada studenției. Și ne povestea profesorul despre experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu în America de Sud și ce misiune făcea el pe acolo. Da, știți, Cancun și zonele alea frumoase, și prin Australia, și prin America, și ce experiențe cu Dumnezeu și ce răspunsuri la rugăciuni. Și la un moment dat m am mâncat așa uh, talpa și limba și l-am întrebat uh, domn profesor, nu vă supărați că vă întreb, dar cum te vă cheamă Dumnezeu numai în zone din astea exotice și nu vă cheamă în Africa, în triburi, acolo unde se moare de foame. Și până zonele alea unde e sărăcie, lucie. Acolo nu vă cheamă Dumnezeu. Vă cheamă Dumnezeu numai unde este bine. Și experiențele cu Dumnezeu se fac numai acolo, unde sunt banii doldora și unde oamenii sunt gata să primească, să te ia în brațe. O, oh, frate păstor, o, oh, ce frumos! Nimic din toate astea nu i s-a întâmplat lui Ezechiel. Și întrebarea mea este, câți dintre noi, și pun întrebarea și în dreptul meu, câți dintre noi, mai predicăm cu adevărat ce spune Dumnezeu, sau mai facem ceea ce spune Dumnezeu? Pentru că pe niciunul dintre profeții pe care îi găsesc în scriptură nu l-am văzut să fie aplaudat, să fie luat în brațe, să fie în urale, în osanale, nu, niciunul dintre ei. Au fost primiți cu mare ostilitate, inclusiv de către oamenii religioși, de către cei care slujeau la Templu. Iară vine omul. Fai de mine. Unii au fost bătuți, aruncați în balta cu noroi, într-o fântână cu noroi, nu? Cazul lui Ieremia. Tragi de barbă, bați jocoriți, Ezechiel, la fel, târât de aici colo. Puște, nu au nicio treabă. Aplauze și tot felul de onoruri. Mai mult decât atât, nu doar că Dumnezeu îl trimite să transmită un mesaj nepopular poporului, ci Dumnezeu îl pune sub blestem, un oarecare blestem pe Ezechiel. Versetul 17 din capitolul 3: Fiul omului te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să înștiințezi din partea mea, poruncă din partea lui Dumnezeu. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu îl vei înștiința și nu îi vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce și să-i scap viața, acel om rău va muri prin nelegirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Wow! Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea ce are, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar. Îi voi cere sângele din mâna ta. Ha. Mai puteți dormi liniștiți? Mai puteți sta relaxați? Că turma Domnului doarme bine? Că este ok? În, în, în brațele celui rău? Un blestem. Un blestem. Pus de Dumnezeu asupra păstorilor. Asupra profetului, căruia îi spune, dacă îi spui, dacă îl avertizezi, îți scap sufletul, dacă îl minți, vei fi pierdut. Vei fi pierdut. Care a fost atitudinea? Bineînțeles că majoritatea n-au băgat în seamă ceea ce a zis Ezechiel. Au luat capul pe un om alienat, un om zmintit, un om nebun. Ba, mai vine și ăsta. Uite, majoritatea ne cântă în strună. Noi suntem praf. Moartea este în oală. Poporul este vai de capul lui. Duhul lui Dumnezeu s-a dus. Slava lui Dumnezeu este pe cale să ne părăsească. Nici nu și dădeau seama de lucrul ăsta. Dar noi mergem înainte cu Domnul. Și slava lui Dumnezeu ne va însoți. Știți povești din astea. Și slava lui Dumnezeu venise în templu și Dumnezeu venise în templu ca să facă judecata poporului său. Câți și-au dat seama de lucrul ăsta? Nimeni, nimeni. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, oamenii lui Dumnezeu, veghetorii, cei care trebuiau să transmit un mesaj clar din partea lui Dumnezeu, pur și simplu, întorc spatele. Spune un cuvânt aici care m-a tulburat foarte mult. Capitolul 8, versetele 12 până la 16, cartea lui Ezechiel. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric, bătrânii casei lui Israel, fiecare nodaia lui plină de chipuri. Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului, dinspre miază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Tammuz era un zeu păgân. Mitologia spune că ar fi fost păstor și după aceea împărat și după moartea lui uh, s-ar fi căsătorit cu Iștar, zeița fertilității, care s-a dus după el în pământ ca să-l aducă din nou la viață. Și ori de câte ori nu ploua și era secetă, era acest bocet. A lui Tamuz, să se trezească din morți Tamuz, prin anumite ritualuri, bineînțeles, foarte plăcute. În casa lui Dumnezeu, bineînțeles, sau cel puțin aproape de ea. Femeile acestea îl plângeau pe Tamuz. Apoi, el mi-a zis, versetul 15, Vezi fiul omului? Vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Adică, pe lângă cultul fertilității, pe lângă faptul că femeile acestea îl plângeau pe Tamuz în loc să plângă starea poporului în care se afla, oare ce putea fi mai rău de atât? Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului, și iată că la ușa Templului Domnului, între pridvor și altar, deci chiar acolo, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre Templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Aproape 25, adică toți, <laughs> pentru că știți că erau 24 de preoți. În slujba. 24, aproape 25. Întoși cu spatele, ca să nu zic altfel, spre Dumnezeu și cu fața spre răsărit. Și asta este cel mai grav. Preoții care întorc spatele sau dosul lui Dumnezeu. Doamne, ai zis tu ceva pe acolo, dar până noi nu ne interesează, știi? avem alte business-uri, afaceri, lucruri de genul ăsta. Nu ne interesează ce spui tu. A, proștii din popor, a, se dă le pace. Că oricum, la cât sunt de îngrămădiți, ce contează? Le spune câteva minciuni și gata, a rezolvat. Mi-aduc aminte, călătoream cu trenul și era o călătorie mai lungă. Vorbeau doi păstori și bă, mergem la proștii ăștia și le tragem o predică de n-au văzut așa ceva. Interesant, nu? Mergem la proștii ăștia și le tragem o predică de n-au văzut așa ceva. Da, mă, da, știi cum? Lasă-i încolo că oricum nu știu ăștia nimic. Nici nu mai trebuie să citești Biblia, nici nu mai trebuie să spui nimica. Le bași două, trei povești acolo să plângă. În primele cinci minute i-am și făcut să plângă. Și vorbeau atât de desinvolți. Aveam niciun stres. Proștii. Aproape 25 de oameni cu dosul întors spre Templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui, spre răsărit. Știți ce înseamnă ca simbol, așa? Citiți dumneavoastră în Biblie să vedeți: fii răsăritului, fii răsăritului în cele mai multe pasaje biblice îi reprezintă pe cei răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Cain, când s-a dus împotriva lui Dumnezeu, când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, s-a dus spre răsărit. Și de aceea spune Domnul Hristos că vor veni mulți de la răsărit și la puși, vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Iar fi împărăției vor fi zgoniți afară acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. De ce? Pentru că până și fiii răsăritului, răzvrătiți aia, atei, necredincioși, agnosticii, liber cugetătorii, se vor întoarce spre Dumnezeu în timp ce fiii lui Dumnezeu, conducătorii fiilor lui Dumnezeu, îi întorc spatele. Și el mi-a zis, vezi fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda ce săvârșesc ei, urăciunile pe care le săvârșesc ei aici. Trebuia să mai umple și țara cu silnicie, adică cu violență, să nu înceteze să mămânie. Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura chiar dacă voi strica Chiar dacă voi striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta și dă poruncă în capitolul 9, Dumnezeu, unui înger, să treacă prin mijlocul poporului și să facă un semn pe fruntea celor care suferă din pricina acestei cauze, din pricina acestei situații care este în poporul Lui Dumnezeu. Da, să știți că și suferința asta este contrafăcută de ce rău. Uh, era, o, era o soră cu apucători de prorociță într-o biserică care de fiecare dată venea la soția mea și avea grijă să-i spună din partea Domnului că Domnul îi și are o povară pe inimă, că nu știu cum se comportă, nu știu cum să îmbracă, nu știu cum face, nu știu cum drege. Și de fiecare dată avea câte un sfat din partea Domnului direct pentru mine și pentru ea. Și culmea că sora asta nici măcar nu mai este în biserică. Da, Interesant. O extremă. Dar nu despre asta vorbim. Ci vorbim despre cei oameni sinceri, care nu fac politică bisericească. Acei oameni care văd ceea ce se întâmplă, poate în taină, se roagă lui Dumnezeu, și care au ceva în suflet curat, cărora le pasă de Dumnezeu, de lucrarea Lui și de tot ceea ce înseamnă predicarea Evangheliei. Iată că au venit șase oameni pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat cu o haină de in și cu o călimare la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Altarul de aramă era cel pe care se aduceau jertfele. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe Heruvim, unde era legea lui Dumnezeu pe care era, și s-a îndreptat spre pragul casei și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți ochiul vostru să fie fără milă și nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cei, cel sfânt. Eu început cu bătrânii care erau înaintea templului. O judecată care nu se face așa cum se face la noi în biserică. Tot auzim de zeci de ani, reformă, redeșteptare, pai! Reguli, restricții, din ce în ce mai multe. Dacă e vorba să, pori, să purificăm biserica, începem cu ea care n-au pile, cu ea care n-au relații, cu ea care n-au spate. Restul balaurii, lasă-i acolo, dăm cu harul peste ei. Pentru că vin bine binecuvântările. Ha, ați auzit din astea, nu? De ce? Pentru că de, zicea cineva. Așa de bine, când dau doar un telefon și se deschid toate ușile? Sigur că da. E foarte bine. Și așa de inconfortabil este să spui adevărul din partea lui Dumnezeu și să înceapă să-ți se trântească toate ușile în nas. Și să simți pe pielea ta ce înseamnă, de fapt, consecințele că rămâi lângă ceea ce spune Dumnezeu. Da? Este foarte lipsit de confort. Este mai simplu să pui mâna pe telefon și să se deschidă ușile în fața ta. Însă Dumnezeu a zis să începe cu locașul meu cel sfânt. Nu mai începe de la amărâții ăia care stau și se roagă în prostia lor acolo, în naivitatea lor, Începe cu deștepți casei lui Dumnezeu, cu decorații, cu iluminații, cu înțelepții, cu cei care explică, cu cei care fac exegeză, cu cei care le știu pe toate, cu cei care nu se mai tem de mine, cu cei care mi întorc spatele, cu cei care au ajuns la o nesimțire atât de crasă încât fac scrimă cu cuvântul lui Dumnezeu explică paragrafe și fac tot felul de lucruri care pe mine mă indignă atât de tare. Pe când o cedeau ei astfel, și eu stam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat, Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-ți asupra Ierusalimului? Observați că Dumnezeu nu se uită, a, ești din poporul cu ești din biserica lui nu știu cine, ești acolo sub sigla aceea, o, dar nu, dar cu tine n-am treabă, numai cu ăia din Babilon, numai cu răzvrătiții, numai cu decăzuții. Nu. Ochiul lui Dumnezeu este fără milă. Dacă ești nelegiuit, vei pieri indiferent de piserica în care mergi. Indiferent de registru în care te afli. Poți fi scris cu litere de aur. Nu contează. Însă, lucrurile au alunecat atât de jos încât noi ne uităm la aceste mesaje din partea lui Dumnezeu și le ignorăm. Credem că în dreptul nostru va fi altfel. Și căutăm să ne mințim. Căutăm să cosmetizăm mesajele din partea lui Dumnezeu. Să știți că lucrurile nu s-au oprit aici. Bineînțeles, au fost nimiciți, majoritatea dintre ei și au ajuns de plâns. S-au întors din robie. Știți, istoria mai departe. Însă, lucrurile nu se termină și nu s-au terminat acolo. Ele au continuat de-a lungul timpului și în Biserica lui Dumnezeu. Și pe măsură ce ne apropiem de judecata lui Dumnezeu, ele vor deveni din ce în ce mai acute. Adică, oamenii vor. Iubim minciuna din ce în ce mai mult. Dacă vă uitați în cartea lui Ezechiel, slava lui Dumnezeu vine val vârtej și pleacă încet, încet. Capitolul 10, versetul 18 și în continuare. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe Heruvim era vorba nu de heruvimii din Shechina, ci heruvimii din acele vehicule cosmice pe care Ezechiel nu știe nici măcar cum să le descrie. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar și am băgat de seamă că erau heruvimi. Au venit val Vârteș și au plecat încet. Este Dumnezeul întristat, Dumnezeul care pleacă și nu dă cu trâmbița când pleacă. Însă atunci când Dumnezeu pleacă, se alege praful și prăpădul de ceea ce rămâne în urmă. Dragii mei, vremea sfârșitului va fi una a minciunilor frumoase. De aceea Pavel îl avertiza pe Timotei în a doua sa epistolă, cu privire la ceea ce se va întâmpla și a spus următoarele cuvinte în a doua epistolă, este ultima epistolă scrisă din punct de vedere cronologic de către Pavel, din închisoare. Pentru că și atunci se vârâseră, începuseră să intre masiv în uh, Biserica Lui Dumnezeu mincinoșii. Dar nu ăia care sunt anti, anti, anti și care lovesc și... Nu, ci aceia care știu să mintă frumos care știu să facă niște spiciuri extraordinare, de plângi la ele. Sau altele care te ridică în culmea fericirii. Dar nu este plânsul pocăinței. Și nu este fericirea pe care o ai dată de Duhul Sfânt. Ci sunt niște stări produse de un Duh demonic. 2 Timotei, capitolul 4, începând la versetul 1, spune așa. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții. Și pentru arătarea și împărăția sa, observați, nu pentru altceva, ca să iau oamenii în brațe, să te aplaude, nu. Propovădește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea. Când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Se întorc cu dosul la Dumnezeu. Ce descoperise Ezechiel în casa lui Dumnezeu, preoții lui Dumnezeu, s-au întors cu dosul la Dumnezeu. A, da, să vă proștește. Dar erau nascunți, că nimeni nu avea acces acolo. Erau binecuvântații lui Dumnezeu. Erau sfinții. Nu, plebea, n-are ce căuta acolo. La adunările prea sfinte, unde se fac planurile. Nu. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă, suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. De ce să rapde? Pentru că nu este popular acel mesaj. Și spune Pavel, dându-se drept pildă, că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. De ce? Din cauza cuvântului. Din cauza cuvântului. Câți dintre noi mai suntem dezavantajați de adevărul pe care îl credem? Nu. No, foarte puțini. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu un una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce diferență între profeții Lui Dumnezeu, între apostolii Domnului și noi, cei de astăzi. Între mesagerii Lui Dumnezeu care au avut de suferit între oamenii care au făcut pușcărie și le li s-au albit oasele în temnițele comuniste și naziste, și slujitorii lui Dumnezeu care îi vindeau. Și hai să nu-i judecăm doar pe ei, că să zicem că erau regimuri totalitare, ce să mai zici de cei care sunt astăzi? Și nu li se pune pistolul la tâmplă, de dragunei unei slujbe, de dragunei unei funcții, de dragul să spună domnul conducător sau domnul președinte. Te duci vins pe gratis. Ați avut în perioada pandemiei o mostră în care biserica a vândut turma. Da. Tăcuți lămâiori, docili, stați cu menți. Nu, 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 nu puneți, rezultați acolo frumos. Va veni vremea și a și venit avertizări ignorate. Și Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Prea puțini luăm seamă. Avem nevoie de confirmări, avem nevoie de oameni cu trese, avem nevoie de oameni acreditați care să ne spună frumos minciunile. însă s-ar putea să avem mari, mari surprize, pentru că Dumnezeu vorbește, zice Neov, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ține seama la avertizările lui Dumnezeu. însă Dumnezeu nu schimbă discursul. Dacă ignori avertizările, vei suporta consecințele. Alege astăzi să-l asculți pe Dumnezeu.